Valentin, mă auzi bine? Bună ziua, încă o dată. Acum, da. Bună ziua. Astăzi ești omagiat și spun un sincer la mulți ani. M-a rugat cineva din familia ta să te felicit. Eu mă întorc așa telefonul, fiindcă filmez acest moment pentru amintiri. M-a rugat foarte mult să te felicit și ți-am scris așa câteva cuvinte, versuri, din trecutul tău, din povestea ta de viață, despre tine și relația dintre mama ta. Maria Ciorici mă numesc și organizez așa felicitări online pentru magiați. Haideți să dăm citire acestui mesaj scris special pentru tine. Știu că n-ai mult timp la dispoziție, ești la lucru. Acum 23 de ani te-ai născut, scumpa mea ființă, cu ochi albaștri ca cerul, frumușel ca prințul. Eram foarte fericită, dar la numai un an și 4 luni ai fost tare opărit tu, în reanimație am ajuns. Medicii îmi dădeau un procent din 100 că vei trăi, dar eu în Dumnezeu credeam și că totul bine va fi. Zi și noapte m-am rugat, dar știu ca un soldat, zi de zi ai luptat și cu bine te-ai vindecat. Peste o lună și jumate acasă am plecat, să mergi, să vorbești, să te joci te-am învățat. Peste multe am trecut, mai mult greu decât bine, când 7 ani ai împlinit m-am dus de lângă tine. Am plecat peste hotare. Cât ai plâns, băiatul meu, să nu plec, mă rugai atât de tare, dar altă soluție n-aveam eu. Credeam că va fi bine, dar nu a fost așa. Te-ai simțit ca străinul chiar în casa ta. Când ai aflat că mi-am găsit și eu a doua jumătate, ca un cavaler cu el ai vorbit, îți doreai mult o soră sau un frate și ți-am dăruit o surioară. Câteva secunde v-a trebuit ca să fiți de nedespărțit, la suflete unul pe altul v-ați primit. La școala profesională ai învățat și acolo tot mândră m-ai făcut. Chiar dacă mult greu ai îndurat, dar cu bine ai absolvit. Diploma ai obținut, iar pe Skype mi-ai arătat carnetul de condus. Doamne, cât m-ai bucurat! Doar de una îmi părea rău că nu eram lângă tine eu. Prin telefon mereu ne sfătuiam ca o mamă te îndrumam. Peste hotare ai plecat și cu multe m-ai ajutat. Când ne unim cu toții, suntem o familie de invidiat. Tu și cu surioara, în câteva zile, vreți să recuperați tot timpul pierdut în familie. Pe toate le faceți, sunt cea mai fericită când vă văd. Doar de una regret că foarte puțin timp am fost lângă tine, dragul meu fiu, să-ți pot oferi iubire, cum numai eu să o fac știu. Fiule, astăzi e cea mai importantă sărbătoare, nu doar pentru tine, dar și pentru mine. În această zi ai apărut pe lume, iar eu îți sunt recunoscătoare pentru asta. Îți doresc să fii puternic, liniștit, bun. Îți doresc să împarți lumii calmitate și încredere, iar oamenii să-ți răspundă cu bunătate, atenție și dragoste. Fii fericit, te iubim enorm de mult și suntem cei mai fericiți părinți din lume că avem această comoară de copil ca tine. Îți dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurii, noroc în viață și succes în toate și realizări plăcute. Cu mult dor, dragoste, ai tăi părinți, mama Angela, tata Sergiu și sora Elena. Iată așa, Valentin, la mulți ani. Se vede că ești un băiat bine. Așa. Ești un băiat bine crescut, bine educat și mămica tare te iubește și este recunoscătoare și își cer iertare de la tine că foarte puțin timp a petrecut în copilărie cu tine. Dar tot pentru binele vostru, pentru binele tău s-a dus și cred că tu ai să o înțelegi. Așa, Valentin? Da. Ce vrei să-i transmiți mamei? Repejor că vreau după asta să-ți cânt, nu te rețin mult, îți cânt o strofă dintr-un cântec. Ce vrei să-i transmiți mamei? Mulțumesc mult. O iubesc enorm și sunt mulțumit pentru ceea ce au făcut pentru mine. Așa. La mulți ani, încă o dată, și o felicităm și pe mamica, fiindcă în această zi a născut și este și ea lăhuză așa la noi, să zicem, în regiune. O felicităm din suflet și multă, multă putere, răbdare și cât mai repede să vă revedeți. Vă doresc din suflet și cea mai frumoasă melodie răsună pentru tine. Scuză-mă, îți cânt doar o strofă și o refren, nu te rețin din... Trebuie să iai să mănânci, că e pauza de masă la tine acum. Așa, ia să vedem o melodie frumoasă pentru tine, cu dedicație specială de la mămica. Am un băiețel și-mi pare foarte bine că e copilașul cel mai scump din lume. Azi îmi amintesc ziua când te-am născut, cât te-am așteptat cu drag și ai apărut. Eu îți doresc doar cei mai scump din lume, să ai și tu, să ai un copilaș,
să îl iubești cum te iubesc pe tine și să-ți fie copilul în viață urmaș. Ah, băiat, băiat, băiatul meu, mama ta te va iubi mereu. Anii câți în viață vei avea, tot copilul meu pe veci vei rămânea. Ah, băiat, băiat, băiatul meu, mama ta te va iubi mereu. Anii câți în viață vei avea, tot copilul meu pe veci vei rămânea. Iată așa, dragul meu, Valentin, nu te rețin mult. Îți doresc sărbătoare frumoasă azi, dacă sărbătorești. Mersi, mersi mult. Așa, bine, spor la muncă în continuare și scuză-mă că te-am deranjat. La mulți ani. La mulți ani, și numai bine, felicitări. Iată așa. Prin greutăți spre stele, au avut multe, multe de îndurat, de trecut, de înfruntat în viață, atât mămica cât și Valentin. Și bravo dumneavoastră că ați putut să creșteți așa, așa copil. Și sunt sigură că și fata, fiica, surioara lui Valentin, tot este bravo. La fel ca băiatul dumneavoastră. Felicitări la întreaga familie, multe, multe realizări frumoase și numai bine. La mulți ani!